Descoperire macabră între județele Suceava și Botoșani. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Vineri, la orele prânzului, o femeie a observat un pachet suspect lângă un lan cu porumb, lângă Siliștea Nouă din Dolhasca. Pachetul avea siluetă umană și ar fi putut ascunde un cadavru. O femeie a murit, iar un bărbat a fost rănit vineri dimineață după o coliziune între un tren de marfă și un autoturism la Vicșani, comuna Mușenița. Iar un tânăr fără permis a primit mai multe amenzi care însumează o sumă uriașă după ce a fost prins circulând cu motocicleta cu mare viteză în municipiul Suceava. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Descoperire macabră între județele Suceava și Botoșani, în apropierea satului Siliștea Nouă din orașul Dolhasca. Vineri, la orele prânzului, o femeie a observat un pachet suspect lângă un lan cu porumb. Când s-a apropiat mai mult, și-a dat seama că este vorba despre o siluetă umană, împachetată cu scoci și abandonată pe câmp. Femeia a alertat poliția Tudora din județul Botoșani. Având în vedere natura sesizării, a fost constituită echipa operativă complexă, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, care s-a deplasat la fața locului. Din fericire, după deschiderea coletului, s-a constatat că în interior nu se afla un cadavru uman, ci leșul unui animal în stare avansată de putrefacție. Verificările au fost preluate de către Biroul pentru Protecția Animalelor, urmând a se dispune procedural. O femeie a murit, iar un bărbat a fost rănit vineri dimineață după o coliziune între un tren de marfă și un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată de pe raza localității Vicșani, comuna Mușenița. Din primele cercetări rezultă că autoturismul s-a oprit pe linie, iar cei doi din mașină au încercat să părăsească autoturismul pentru a se salva. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un accident la trecerea la nivel cu cale ferată la Vicșani. Un autoturism a fost acroșat de un tren marfar. Două persoane se aflau în acesta, un bărbat și o femeie. Din păcate, femeia a fost prinsă sub locomotivă, a fost extrasă de către colegii mei. Însă, din păcate, care vă pot afecta emoțional, păcate, vă atrag atenția. Din păcate, colegii de la Serviciul de Ambulanță Județean au declarat decesul. Bărbatul, din fericire, este conștient. A fost preluat de către colegii mei de la SMUR și transportat la centrul de primiri urgențe al spitalului din Rădăuți. Din primele cercetări rezultă că la volanul autoturismului era bărbatul. Mașina s-a oprit pe linie, iar cei doi, bărbatul de 65 de ani și femeia de 60 de ani, ambii din Vicovu de Jos, au încercat să părăsească autovehiculul pentru a se salva. Dacă bărbatul a reușit, femeia a fost prinsă, din păcate, între locomotivă și portieră și nu a putut fi salvată. Un motociclist fără permis a primit amenzi în valoare de aproape 18.000 de lei pentru că a circulat prin municipiul Suceava cu aproape 140 de km la oră și nu a vrut să oprească la semnalele polițiștilor. Oamenii legii au reușit să-l blocheze în condiții de siguranță. L-au identificat și au constatat că nu era sub influența băuturilor alcoolice. Motociclistul în cauză nu poseda permis de conducere, are 29 de ani, este din comuna Udește a județului Suceava și a circulat cu aproape 140 de km la oră în noaptea de 13-4 august pe străzile din municipiul Suceava. Un echipaj de poliție a pornit pe urmele sale pentru că motociclistul a refuzat să oprească atunci când a fost somat. În cele din urmă, el a fost blocat în condiții de siguranță, identificat și sancționat cu amenzi în valoare de aproape 18.000 de lei. Polițiștii din cadrul biroului rutier, Poliția Municipiului Suceava, au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 17.000 de lei unui motociclist identificat în trafic în cursul nopții precedente, rulând pe o șosea din municipiul Suceava cu viteză de 114 km pe oră. S-a procedat de asemenea la urmărirea în trafic a vehiculului respectiv, întrucât acesta nu a oprit motocicleta. Ulterior, acesta atingând pe durata deplasării, inclusiv viteze de 138 de km la oră în municipiul Suceava. După ce a fost interceptat și blocat, s-a stabilit identitatea conducătorului motocicletei respective,
acesta fiind un bărbat în vârstă de 29 de ani din comuna Udești. Au fost dispuse măsurile legale necesare, respectiv întocmirea dosarului de cercetare penală, dar și sancționarea contravențională a motociclistului. Motociclistul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatele au arătat că nu a consumat băuturi alcoolice. Instituțiile publice cu personalitate juridică de subordonare locală, cu mai puțin de 50 de angajați, vor fi reorganizate, potrivit proiectului unui act normativ prezentat de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Dacă va fi aprobat, Teatrul Matei Vișniec și Creșa din Suceava vor trece în subordinea directă a Consiliului Local. Totodată, de la 1 ianuarie 2025, direcțiile județene de sport, cele de cultură, de sănătate publică, direcțiile sanitare veterinare sau inspectoratele școlare vor fi transferate către autoritățile publice județene. Direcțiile județene de sport, cele de cultură, de sănătate publică, direcțiile sanitar-veterinare sau inspectoratele școlare vor fi transferate de la 1 ianuarie 2025 către autoritățile publice județene. 1 ianuarie 2025 rețineți descentralizarea serviciilor publice de la nivel central. Direcțiile județene de sport, direcțiile județene de cultură, direcțiile de sănătate publică, direcțiile sanitar-veterinare, inspectoratele școlare, începând, repet, 1 ianuarie 2025, ca prim pas pentru ceea ce înseamnă descentralizarea serviciilor publice și apropierea de nivelul, să zicem, subsidiaritatea, cum îi spunem noi în termenii mai adecvați, apropierea acestui nivel de serviciu de cetățean. Este foarte important ca cine decide asupra serviciilor publice de interes local să fie autoritatea locală și de aceea până la această dată, transferul către autoritățile publice județene a acestui nivel de servicii se va realiza treptat, nu este o măsură care să se aplice peste noapte, dar scopul final este de apropiere a serviciilor publice de cetățeni. În ceea ce privește instituțiile publice cu personalitate juridică de subordonare locală, ministrul Boloș a declarat că nu vor mai putea funcționa dacă au un număr de sub 50 de posturi ocupate și activități care se suprapun peste activitățile altor instituții publice. Și sigur, ceea ce ați întrebat, instituțiile publice cu personalitate juridică de subordonare locală, adică invenția aceasta de instituții doar pentru ca să-și găsească de lucru, nu va mai putea avea loc, nu vor mai putea funcționa dacă au un număr de sub 50 de posturi ocupate și au activități care se suprapun și sunt similare cu ale altor instituții publice, nu vor mai putea fi astfel de situații. Iar ordonatorii de credite vor trebui să stabilească, în acord cu cele două reguli pe care le-am menționat, care instituții publice intră în regim de comasare, reorganizare sau, sigur, transfer de activitate la primării sau transfer de activitate la nivelul autorităților publice județene. Aceasta este o decizie de oportunitate pe care o va analiza fiecare autoritate publică centrală și locală. Dacă proiectul ordonanței de guvern care se află în prezent în dezbatere publică va fi aprobat, Teatrul Matei Vișniec și Creșa de Stat din Suceava vor trece în subordinea Consiliului Local. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunță că din toamnă compania malteză Universal Air deschide zbor direct de pe aeroportul Suceava către Israel, cu o frecvență de o cursă pe săptămână, în regim de charter către Haifa. Plecarea va fi luni dimineață la ora 7 și returul duminică de la ora 23. Zborurile sunt prevăzute pentru perioada septembrie 2023-mai 2024.
Din această toamnă, începând cu 11 septembrie, compania malteză Universal Air deschide zbor direct de pe aeroportul Ștefan cel Mare spre Israel, cu o frecvență de o cursă pe săptămână în regim de charter către Haifa. Plecarea va fi luni dimineață de la ora 7 și returul duminică de la ora 23. Zborurile sunt prevăzute pentru perioada septembrie 2023-mai 2024. Cursele vor fi operate cu avioane de 78 de locuri. Din partea companiei, la discuții a participat domnul Maiden Butnaru. Am vorbit despre posibilitatea creșterii frecvenței zborurilor spre Israel, precum și despre deschiderea de noi zboruri spre Viena, Dublin sau aeroporturi din Spania. Aceste discuții fac parte din ofensiva pe care a menționat-o recent de a identifica posibilități de deschidere a unor noi rute în vederea dezvoltării turismului, a declarat președintele Gheorghe Flutur. Șeful administrației județene a explicat că în contextul introducerii zborului spre Israel, operatorii de turism din județ pregătesc o ofertă adresată cetățenilor israelieni care au legătură cu județul sau care doresc să viziteze lăcașuri de cult din județ, cum sunt cele de la Rădăuți, Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei sau alte locuri și obiective de interes, cum ar fi Muzeul de Istorie de la Siret. Gheorghe Flutur a transmis că sunt și foarte mulți pelerini care doresc să viziteze Israelul, în special Ierusalimul. 90 de pompieri români au plecat în Grecia vineri cu aeronavă militară pentru a-i înlocui pe colegii lor. 4 dintre ei sunt de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. Deplasarea pompierilor salvatori s-a realizat pe cale aeriană cu aeronave din cadrul Ministerului Apărării Naționale, iar durata misiunii este de 15 zile. Cei 90 de pompieri îi înlocuiesc pe colegii ce se aflau în Grecia, colegi care s-au întors tot vineri în țară pe cale aeriană cu aceleași aeronave ale Ministerului Apărării Naționale. Din cadrul echipajului plecat vineri în Grecia fac parte și 4 pompieri militari servanți suceveni. Este vorba de plutonier adjunct Bogdan Popovici, plutonier Alexandru Sava, sergent major Mircea Solcan și sergent major Teodor Bărbânță. Primul pompier sucevean participant la o misiune în Grecia a fost în august 2021 purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, majorul Alin Găleată. A fi patriot nu înseamnă că nu ești pro-european, atrage atenția generalul în rezervă Silviu Predoiu, fost șef operativ al Serviciului de Informații Externe a României, prezent la ediție specială în studioul Intermedia alături de Sorin Avram. Pe de altă parte, accesul la suprainformare, mai ales când vine vorba despre surse neacreditate, cum sunt multe canale pe rețelele sociale, poate duce direct la dezinformare, atrage atenția fostul șef al SIE. Generalul Predoiu susține că nici spionajul nu poate face abstracție de aceste schimbări. A fi patriot nu înseamnă că nu ești pro-european. Nu sunt în contradicție. Noi le tratăm cumva în acest fel și ajung să fii cumva timorat. Așa cum a spus, când spui patriotism, simți nevoia să vii imediat după aceea cu o explicație. Dar asta nu înseamnă că... am ceva cu unii sau cu alții. Nu, dar asta se folosește frecvent. Da, frecvent și nu doar în cazul patriotismului și cu referire la conflictul armat din Ucraina. Dom'le, e așa, dar totuși să nu credeți că eu sunt cu... Da, așa este. Așa este. Mi-asum răspunderea de a spune că este într-o mare măsură și vina mass-mediei, care se grăbește să atașeze etichete pentru a fi pe placul puternicilor zilei. Atunci când vorbești despre, când n-ai poziția pe care o au puternicii zilei, ești rapid etichetat. Acum, cea mai frecvent întâlnită etichetă este, e pro-rus. Mm-hmm. Sau e anti-occidental, care înseamnă același lucru. Ne grăbim rapid, evident că altfel nu puteți ne grăbi. Ne grăbim să atașăm etichete. Și atunci apare o reacție defensivă. Dom'le, haide să mă abțin, haide să nu spun. Asta este. Mi se pare că cel puțin o parte din medie, dar o parte semnificativă, și-a abandonat menirea. Generalul Predoiu a prezentat și o situație publică referitoare la finanțarea partidelor politice din fonduri publice, fonduri care în mare parte au fost direcționate către mass media centrale. Anul trecut partidele parlamentare au primit în jur de 58 de milioane de euro finanțare conform legii.
Din acestea, conform declarațiilor partidelor, 44 de milioane de euro au mers către mass media. Eu pot să înțeleg, din punct de vedere uman, dar din punct de vedere al abandonării principiilor profesionale e mai greu. No, se da, pare că... Domnul Predoiu, aici trebuie de făcut o subliniere. Din aceste 44 de milioane de euro, cred că 43 de milioane se învârt în București. Sunt convins. Cred, sunt convins. Adică n-am să... Sunt convins. Dar acolo se învârt banii. Pe de altă parte, accesul la suprainformare, mai ales când vine vorba despre surse neacreditate, cum sunt multe canale pe rețelele sociale, pot duce direct la dezinformare, atrage atenția fostul șef al SIE. Evident că opinia publică, decizia opiniei publice, este influențată de rețelele mass media, de informația vehiculată. Și, într-un fel, este ok, pentru că lumea caută informație. Problema este cum se procesează informația, pentru că de cele mai multe ori, fără să fim conștienți, ne închidem într-o bulă și căutăm un anumit gen de informație. Care ne convine. Netul ne definește prin ceea ce căutăm și ne alimentează cu informații care să răspundă interesului pe care l-a identificat el. Astfel încât la un moment dat a ajuns să accesezi numai un anumit punct de vedere pe care îl definești ca fiind adevărul. Suntem conduși în mod cert de politicieni, dar modul în care îi alegem este influențat la fel de cert de rețelele mass media care ne asigură informarea. E ceva interesant pentru că n-am avut niciodată acces la atâta informație, dar cu cât ai acces la mai multă informație, cu atât aparent suntem mai slabi informați. Informația falsă este de multe ori mult mai interesantă și mai spectaculos prezentată decât informația. Realitatea e banală de multe ori. Da. Informația falsă e spectaculoasă, răspunde nevoii noastre de senzațional, căutăm tot timpul conspirații, explicații ascunse. Inclusiv munca de inteligență, spionajul, a fost nevoită să se adapteze la noile tehnologii și noile realități. Există foarte multă informație în surse deschise. Există foarte multă informație secretă, deci scăpată în surse deschise. Uitați-vă de câte ori am avut în Statele Unite scurgeri majore de informații către sursele publice. Deci informații luate premeditat sau accidental. Da, da. Și au ajuns, începând de la Bradley Manning în anii 2010-12, când a scos un volum uriaș de date pe piață. Am avut recent un caz cu, cred că Jack Teixeira se numea, tânărul din Garda Republicană. Problema este îngrijorătoare pentru că cei doi, Bradley Manning, cred că între timp și-a schimbat sexul și îl cheamă Chelsea Manning, și actualul, erau foarte tineri și erau soldați. Eu nu m-aș grăbi să acuz pe Bradley Manning pe un soldat care a scăpat niște informații când aflăm că președinții Trump și Biden aveau saci de documente clasificate la domiciliu, în garaj, în baie. Cu ele? Asta e întrebarea. Bun, de păi ce ei n-au ce să facă, dar cine le găsește are ce să facă. Întrebarea mea este, e mai ușor acum să faci spionaj decât înainte, având atâtea instrumente la îndemână? Bun. Aparent e mai ușor, de asta spun. Dar sunt segmente de informație pentru care nu poți să abandonezi spionajul tradițional. Să știți că și spionajul electronic este o formă de spionaj foarte complexă. E adevărat că cere alt tip de calități, adică James Bond pe care îl vedeam noi în filme nu mai e de mult valid ca imagine. Da, a fost cândva valid? A fost. A fost o perioadă când spionajul ținea foarte mult de calitățile individului, de perspicacitate, de imaginație, carismă. De carismă, de rezistență fizică, de o grămadă de elemente, dar care l-a asta până a început să intre tehnologia puternic, nu? Cred că atunci s-a ulterior terminat, au început să se modifice și aici este că e un anumit fel de gândire când faci spionaj față de când faci doar programare. Dar până la urmă spionajul e spionaj. Poți să furi informațiile unei entități ostile spărgându-i rețeaua informatică, cu programe complexe, cu softuri, cu tot felul de combinații, având niște IT-și foarte bine pregătiți, sau poți să-i furi secretele având pe cineva foarte bun în dezvoltarea de relații care să recruteze pe șeful securității din entitatea respectivă care să-ți dea parola și poți să le iei fără să te mai chinui cu softuri și cu altele. Depinde care cale e mai facilă, la care te pricepi mai mult, ce poți să dezvolți.
Generalul în rezervă Silviu Predoiu, fost șef operativ al Serviciului de Informații Externe a României, a fost prezent la ediție specială în studioul Intermedia alături de Sorin Avram. Emisiunea integrală poate fi vizionată în reluare la TV până miercuri pe 9 august, dar și online pe canalele noastre de Facebook și YouTube. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Nu m-am ținut de cuvânt, la modul că nu e nevoie astăzi să mai caut pe internet. Avem suficiente lucruri de discutat, dar o să analizăm CV-ul domnului Ciolacu așa, într-una din zile, la un moment dat. Știu că n-are competențe, de-aia am întrebat. Ți-am povestit o situație reală, referitoare la calificări, nu la competențe, în Parlamentul European. Când am făcut eu prima vizită în Parlamentul European, erau niște, așa, ca niște pupitre din acestea, cu touch screen, unde puteai să cauți informații despre membrii din Parlament, despre comisii, despre ce făceau oamenii acolo, și era domnul George Becali, membru al Parlamentului European. I-am căutat pagina dedicată, apărea acolo așa ca un fel de CV, dar pe o structură pe care o puteai accesa, și era un capitol pentru calificări, la care răspuns, mă rog, ce era completat, scria calificare cu Steaua București în... și nu glumesc. Da, și o performanță mai mare decât multe altele. Dar bineînțeles, adică și a scris dar la altceva se referă, nu ne închipuim că revenim. Asta e comică, dar oricum, dar e adevărată. Oricum, la ce afacere a învârtit domnulea Gigi și are experiențe și de viață, are și pușcărie făcută, e și cu biserica. Are adică și cărți, poate? Are și cărți scrise în pușcărie, are relația asta cu sfinții părinți din mai multe locuri. A intervenit când au fost inundațiile, a dat ajutoare. Mai face acte de caritate. Mai vine și pe la catedrală. Mai dă cu piciorul în găleata cu lapte după ce se umple și o umplește. Mai dă cu piciorul și în găleata cu bani câteodată. Și tot așa. Dar oricum, el e mult mai calificat decât mulți care au venit, care au stat toată viața în funcții plătite de la stat. Hai să fim serioși. Încheind această destul de lungă și paranteză. Și calificarea cu Steaua. Păi mă. Și nu oriunde, era o cupă importantă. Nu cupa UEFA, cred că se referea la... Deci eu vorbesc de anul 2009. Da, cred că atunci când Rapidul și cu Steaua au jucat, cred că în sferturi, în semifinalele UEFA Europa League, cum e acum. În ceea ce privește reforma administrației publice, în viziunea coaliției de guvernare, câteva dintre instituțiile cu personalitate juridică, dar care nu îndeplinesc niște anumite condiții, referitoare la, de exemplu, numărul de salariați, că au prea puțin, nu vor putea să angajeze ca să ajungă la cel număr minim de salariați, de 50, ci vor intra în subordinea autorităților locale, în cazul acesta, teatrul... Bun, sunt? Păi tot la autoritatea da, locală. Da, au personalitate juridică de subordonare locală, da. Adică pot face ce doresc cu bugetul pe care îl primesc. Și tot aia, că tot îl prezintă, după aia asta am făcut cu bugetul. Ce e asta? Adică nu văd nimic. Ce se întâmplă? Și creșa și teatrul vor și fi coordonate de primărie. Și cum le coordonează? Păi și acum le coordonează. Acum nu, au personalitate juridică. Da, și când nu mai au personalitate, ce se întâmplă? Nu mare lucru. Deci e vorba de un fel de autonomie. Da, și despre ce vorbim aici? Păi vorbim și despre ceea ce s-ar putea întâmpla la început de 2025, tocmai. Bă, Cătălina, e o bătaie de joc, ei se facă doar afară. Cu foarte multe instituții, de altfel. Deci, am mai discutat aici, asta că a spus Marcel, nu o să fac nimic important. Adică ar trebui odată desfințat prefectura sau Consiliul Județean, una din astea două. Sunt niște prevederi de comasare a unor instituții care... Păi prefectura cu Consiliul Județean, afară toți, administratorii publici afară, toți, consilierii personale afară, toți. Hai, unul de sămânță la o primărie, să zici. Dar la comună nu, la oraș, unul singur. Afară toți administratorii publici, toți consilierii locali, care sunt cu miile. Așa, prefectura cu Consiliul Județean să se unească, primăriile să fie, cum e zona metropolitană Suceava, primărie ca în capitală, primăria generală la Suceava și la alte primării de sector. Afară, câți consilieri ai la Ipotești? 15. 5 consilieri să fie în parc ca să voteze. 5 consilieri locali, un contabil, jurist nu trebuie ca aici. Așa, afară toți, un asistent social și unul cu
pământul și gata. Dacă vrei să faci, dacă nu, asta e texte. Ce? Afară toți. Ai... Și unde se duc dacă merg afară după aceea? Păi nu știu, își fac din astea alte instituții. Nu știu ce fac. Își fac, fac alte ceva. Instituții, poate fi o soluție. Da, nu, adică sunt de la... Tu spui că mimează reforma, da? Da, mimează. Ce caută doi vicepreședinți la Consiliul Județean și doi subprefecți? Păi codul administrativ lasă, permite lucrurile astea. Nu zic ce permite, nu te-am întrebat asta. Ce caută? Păi, ce fac ei? Păi județul e mare, Sorin. Adică, e de mers și colo și nu colo. Poate unul are roșu în gât să meargă și asta, la înălțarea drapelului, merge la alt sau ce? Și dacă nu merge, ce? Sau la pod la Milișăuți, sau... Nu, câte, sunt unii pe bune la primării, niște trântori. La Consiliul Județean, trântori, efectiv, care nu fac nimic. Știi ce e nimic? Cu nămare, trântori. Da? Și sunt angajați pe pile și pe astea. Și până nu-i dai afară... Stai puțin, crezi că cei care sunt angajați pe pile sunt primii care sunt în risc de a fi dați afară? Asta e, când o să dea afară, adică, bă, ăștia o să rămână exact trântori și o să... Da. Bine, o să mai țină de sămânță și vreo doi care fac ceva ca să știe, înțelegi? De asta, domnul Ciolacu, hai să fim serioși. O să domnul Ciolacu ca domnul Ciolacu, dar domnul Boloș. Da, o să vezi ce este, Cătăina. Acum, că ei, că dacă te uiți, am văzut interesant să treacă la județ, Direcția de Sănătate Publică. Direcțiile județene de sport, da. Cele de cultură, sănătate publică, da. Sanitar veterinar, nu, inspectorate școlare. Da, oricum, ei spuși politic toți. La învățământ e pus domnul Bocanci, da? Că tot domnul Flutur l-a pus. Orică l-a pus la București, orică până la Suceava. Dar la DSP-ul ăsta, la Direcția de Sănătate Publică, dă-o la județ, dar dă și niște atribuțiuni ca să coordoneze activitatea medicală în județ. De-aia la spital, la nu știu unde, se închide la 2, la altul se închide la 1, fiecare ce asta. Că ăla n-are nu știu ce medic. Păi stai un pic. DSP-ul să aibă rol de Minister al Sănătății. Păi și inspectoratul școlar să aibă rol de Minister al Educației, da, și să fie așa, să dai direcțiile județene de sport. Pentru... Nu-i dai cu alea aici și nu le dai bani. Și să fie ca un Minister al Sănătății. Avem aici medici ăștia, când semnezi contract de angajare. Ești angajat la Spitalul Județean Suceava cu posibilitate, probabilitate, așa, ca 3 luni pe an să fii detașat Spitalul Vatra Dornei, Spitalul Câmpul Lung, depinde de nevoie. Și așa, da? Cu aceste modificări, iarăși sindicaliștii, inclusiv cei din sănătate, se simt nedreptățiți și că vor descuraja aceste modificări, ce? Unele dintre cele, da, 50 de măsuri, nu știu, din domeniul bugetar, vor afecta... Da, toți afectează. Numărul, bă, dacă, de angajați din sănătate, știu, iarăși... Dacă ar sta toți să ia salarii mari și sporuri și să frece menta, ar fi beton. N-ar fi afectați. Eu astăzi, nu știu cum am nimerit, mă enervează căldura asta, mă scoate din sărit. Mai ai vreo două zile, după aceea se răcorește. Da. Am nimerit la astea ce sunt în tendințe pe YouTube. Așa, trends. Niște maneliști, plini de maneliști. Dom'le, dar am prins în tendințe pe locul 5, parcă e pe 5, puia. Cu o piesă Opriți Planeta. O, mi-a plăcut foarte mult. Puia, ești un tip simpatic. Dar versurile sunt beton. Și cu mesaj, ca lumea are vreo 3 mesaje, cred că, în piesă. Dar unul dintre ăsta, bă, dacă s-ar putea să fie vară tot timpul, să o ardem la soare, să luăm bani pe nimic, să avem vile și aia, ar fi beton. Beton. Toată lumea ar fi mulțumită. Dacă avem probleme de sănătate, putem să mergem în Israel, de exemplu, că am înțeles că acolo este unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume, cred. Dar noi, și a venit domnul Rafila, auzi, așa-s de... În fine, domnul Rafila, al doilea leneș al țării, acum a început să vorbească, că a fost cu spitalele astea, un pic l-au scos din bârloc pe leneș. Și zice Marcel, vezi, brambureale, dacă e în partid, nu se înțeleg la ei, că doar e PSD și Rafila și PSD și Ciolacu, nu? Domnul Ciolacu a ieșit ieri hotărât, trebuie o reformă profundă la și repede. Casa de Sănătate. Unii au titrat, Marcel Ciolacu vrea să desfințeze Casa de Sănătate. Pa, bă, zice, bă, ce bărbat e ăsta din Buzău, și vedeai că l-are pe un murg.
așa, din ăsta, negru. Care tocmai mâncase jăratec, eventual, nu? Coamă albă aici în față și el ca un frații și o emărești într-un singur. Așa? Cum intră el în casă de sănătate și cu sabia, pac, dă în stânga și în dreapta, toți fug. Și azi a ieșit Leneșul numărul 2, domnul Rafila, și a zis, dom'le, e un proces lung așa și nu s-a luat chiar decizia. Și a dat exemplu ăsta cu Israelul, că aici e marea chestie. Zice, dom'le, în Israel e unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate, eu așa m-au zis și eu, n-am fost. Și știi să n-ai nevoie. Nu, să n-ai. Și de ce e bun? Pentru că are 4 case de sănătate de stat toate. Și e concurență între ele. Deci ei că desfințează asta, dar în mintea lor se fac din o casă 4. Uite, vezi, a găsit un răspuns unde ori să plece, unde să plece niște oameni care o să rămână fără serviciu. Așa restructurare fac ei. Mă, din una fac 4 case dintr-o casă. Revenind la Israel, și lăsând această supoziție deoparte și nevoia poate a unora de a se trata acolo, cred că acest zbor Suceava-Haifa poate aduce turiști la Suceava. Pentru că sunt foarte mulți evrei care vin în județul Suceava. Deci, da, acum când o să se deschidă și cu muzeul de la Siret, dedicat evreilor, va fi. Plus, uite, de exemplu, muzeul Arta Lemnului din Câmpul Moldovenesc, dintre turiștii străini, cei mai numeroși sunt evrei. Da. Deci, da, va fi. Acum, e o singură chestiune, Cătălina. Eu mă întreb când. Ești atent, îmi? Când și cine va anunța încetarea curselor Suceava-Haifa? Pentru că eu țin minte că acum vreo câteva luni a fost cu zbor Tel Aviv. S-a bătut toba, ta-na-na-na-na-na, că e zbor Tel Aviv. A ținut un... Tela. Viv. De la. Tela. De Tel Aviv. Era o doamnă ministru care a scris. A? Așa și deodată, pac, a dispărut, dar n-a anunțat nimeni. Dintr-o dată nu mai puteai să faci ce rezervări. Păi, și a ținut un pic. Acum de-ar ține ăsta. Bine, el i-a anunțat până luna mai. Așa, ca să fim corecți. De la ține până în mai. Dar aici totul depinde de... Na, sunt călători sau nu sunt. Că acum, na, doar nu poți să-i bagi pe cei din Israel. Pentru că nu este vorba despre transport cargo. E vorba de transport de călători. Care e cargo? Ăla, de ăla care va fi la terminalul 3. Dar lasă-mă, dar e ăla de acum 5 ani? Același, da. Tot cu oițe? Tot cu oițe și la terminalul 3. O să mă întreb care e terminal 3? La care se fac studii. Era un om, Dumnezeu să-l odihnească, mi-au adus acum aminte, a murit el de timpuriu, dar un om deosebit, care când stătea de vorbă cu unul, cu altul și când concluzia era se la vii, asta e viața mea. Și era un cetățean care lucra, dar mai, adică mai, bătut în cap, știi? Și tot era o discuție și spune, ăsta și cum ar zice domnul X, X? Așa? Tel Aviv. Tel Aviv, Tel Aviv. Tel Aviv. Așa. Haifa. Potato, potato, cum e. Haifa. Și în cele din urmă ai filmat o emisiune, o ediție specială cu generalul în rezervă Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciului de Informații Externe, care s-a aflat aici în studio și a vorbit ca un om... care a ieșit din sistem, da, nu despre lucrurile spună, pe care le putea spune. Îți dai seama că nu poate să spună. Tot ce știe. Bineînțeles că n-ai voie. E ieșit de 5 ani și a spus om niște lucruri, dar nu intră în profuzime. Doar nu spună că n-a fost el pe unde a fost pe lumea asta, că el a fost operativ. Adică n-a fost pus politic. Știi că ăștia sunt șefii cei mari, sunt puși... Civili. Civili. Dar el, general, și el a fost șeful operativ, adică al doilea. Practic șeful serviciului, că SIE a fost Mihai Răzvan Ungureanu, mai domnul Vlase, cine mai fost? Claudiu Săftoiu. Claudiu Săftoiu, dar erau de decor, așa. Adică. Și la un dat nici n-aveau șef până au numit cei de la CSAT, Parlamentul. Și el a stat foarte mulți ani acolo, adică și-a făcut omul datoria, că altfel îl săltau. Și fiind vorba despre parteneriatul strategic Statele Unite cu România, tu îți dai seama că el n-a stat acolo. N-ar fi stat atâta timp acolo dacă n-ar fi fost agreat de partea americană. Asta este clar.
Dar cel mai mult, asta am insistat pe final, am insistat. Am aruncat așa. Dom'le, ai noștri sunt niște ghiocei. Nu, dar ghiocele e o floare frumoasă, sensibilă, nu? Și care anticipează venirea unui anotimp da, frumos. Nu, da. Niște slugarnici, se duc tot cu ăsta, individul de la Sibiu, care e primul slugarnic al țării, e lene și e slugarnic, așa, stau acolo mămăligi, n-au nicio inițiativă, nu i-auzi nimic. Se duc ca săraci, adică ești bogați, da? Stau ca săraci acolo în fundul mesei, în fundul camerei și le aruncă și lor câte un pișcot acolo și execută tot. Și am întrebat și pe el, domnule, așa e și la servicii de informații? Și asta am reținut. Domnule, când mi-au spus colegii și cred că americanul mi-a zis că el e mai nervant, că mai greu te înțelegi cu domnul Predoie. Și a zis, domnule, ești un tip așa și așa, dar păcă că ești din România. Uh-huh. De ce? Pentru că ai niște politicieni care vin acolo cu sărumâna. Și dacă știi, ai argumente și știi, așa poți stai în fața oricăruia vertical. Așa, cu fruntea sus. Nu stai ca om de la vai de mama ta. Adică ne mai merităm soarta, da? Da. Și depinde cum ești tu. Că dacă te vede unul, te simte slab, te joacă. Dacă te vede... Da, să ai și cu ce. Să și știi. Adică, mește, dai șmecher și tu n-ai nimic, așa. Abar n-ai ce. Da, nu e cazul, adică în țară sunt oameni care sunt pricepuți la ceea ce fac. Nu, deci nu eu, adică nu toată lumea care reprezintă România este așa. Asta vreau să zic, știi? Și da, multe lucruri s-au schimbat, evident. Eu am crezut că de când e cu tehnologia asta avansată e mai ușor pentru ei să lucreze, dar din contră mi-a spus că e mai greu pentru că nu mai poți să... Te dedublezi atât de ușor. Îi găsești mai ușor pe aia pe care nu vrei să îi găsești. Și e mai greu pentru ei să lucreze. Că așa stau toți la computer, intră pe rețele, nu mai trebuie să fac niște teren. Ce sunt interesant drone, e că a vorbit foarte deschis despre spionaj, că asta se întâmplă instituția asta. Păi, a zis și el cât a putut, dar n-a venit niciun exemplu. Să spună, am fost în ziua de acolo și ăla era așa. Da, dar în egală măsură, lucrurile pe care le-a spus, oamenii le pot căuta. Sunt în literatura de specialitate, în cărți despre spionaj și a și confirmat că sunt... șef operativ de la CIA din perioada 80-90 și era cum era Silviu Predoie la noi, șef operativ CIA și el dădea acolo și niște exemple. Sunt și documentare care arată... De vreo 15 ani, cred că era. Și dădea cu exemple aproape la detaliu despre operațiunea la care a fost. Emisiunea poate fi în continuare urmărită la TV, în reluare până miercurea viitoare, dar rămâne pe online, pe pagina noastră de Facebook și de YouTube. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Vocalista engleză Alice Armstrong a lansat un videoclip în care apar și secvențe din concertul de la Suceava. Este vorba despre recitalul ei de la Suceava Blues Festival, care a avut loc între 7 și 9 iulie pe Esplanada Casei de Cultură. Videoclipul are deja câteva sute de mii de vizualizări. Alice Armstrong este una dintre cele mai promițătoare figuri ale bluesului britanic și a fost nominalizată anul acesta la 4 premii UK Blues Awards. Videoclipul noului single al artistei, Upbeat Baby, este postat pe Facebook și pe YouTube și conține frânturi din concertul de la Suceava. Este pe scena de la noi și scrie mare Suceava spre sfârșitul videoclipului ei, un videoclip care are deja câteva sute de mii de vizualizări. Alice Armstrong a lansat de curând un videoclip în care apar și secvențe din concertul de la Suceava. Evident că doar videoclipul este mixat în studio.
Alice este o vocalistă tânără în plină devenire. Este foarte bună, foarte apreciată, a avut 4 nominalizări la ultimile premii UK Blues Awards. Prezența ei la festivalul de blues de la Suceava a fost un mare câștig. Alice este una dintre cele mai promițătoare figuri ale bluesului britanic în plină devenire. S-a lansat undeva acum 5-6 ani și anul ăsta a fost nominalizată la 4 premii. A fost luată de Bonamassa în vestita, nu știu cum să zic, Legendary Blues Cruise în Mediterana, într-o echipă foarte selectă. Și o voce extraordinară, tatăl meu admiră, e pe val și venirea ei la Suceava a însemnat, din foarte multe puncte de vedere, un câștig. Atât spectacolul ei care a fost minunat, cât și faptul că este un membru în UK Blues Foundation și imaginea asta se întrește în toată lumea. E o fundație de blues din Marea Britanie, foarte urmărită, foarte solicitată, foarte prestigioasă. Faptul că reușim să asociem Suceava cu imaginea asta universală nu poate fi decât un motiv de bucurie. Federația Română de Fotbal a anunțat programul meciurilor din turul 2 al Cupei României. Foresta Suceava joacă pe terenul Bucovinei Rădăuți, iar Șomuț Fălticeni va primi vizita divizionarea a doua, Ceahlăul Piatra Neamț. Meciurile se vor disputa miercuri 9 august de la ora 17:30. Foresta Suceava începe noul sezon competițional cu un meci de cupă la Rădăuți. Galben-verzii vor întâlni gazdele de la Bucovina miercuri 9 august de la ora 17:30 în turul 2 al competiției. Rădăuțenii au trecut în primul tur de Viitorul Darabani cu scorul de 1-0. Șomuz Fălticeni își va continua parcursul în Cupa României cu un meci pe teren propriu în compania divizionarei secunde Ceahlăul Piatra Neamț. Partida va avea loc tot miercuri de la ora 17:30. În faza inaugurală a competiției, fălticenenii au învins pe stadionul Constantin Jamaischi formația Știința Miroslava cu scorul de 2-1. Dintre cele 60 de echipe care joacă în turul 2 al Cupei României, 38 sunt câștigătoare ale meciurilor din turul 1. Două sunt ocupante ale locului 3 din play-off-ul Ligii a 3-a, care n-au reușit să promoveze în Liga a 2-a. 4 echipe sunt retrogradate din Liga a 2-a și 2 sunt ultimele clasate într-o ierarhie a celor 5 nou promovate în Liga a 2-a. Câștigătoarele se vor califica în turul 3 al Cupei României, programat pe 16 august. Pe 30 august se va desfășura play-off-ul competiției, iar pe 27 septembrie faza grupelor. În sezonul precedent, Foresta Suceava a ajuns până în turul 4 al Cupei României. Echipa antrenată atunci de Dorin Goian a fost eliminată din competiție de către prim divizionar UTA Arad, care a câștigat pe stadionul Areni cu 1-0. Echipa de fotbal sub 16 ani a liceului cu program sportiv din Suceava va participa la turneul internațional 4 regiuni pentru Europa. Ediția din acest an a competiției se va desfășura în Germania și va mai reuni la start reprezentantele regiunilor Schwaben, Mayen și Cernăuți. Săptămâna viitoare, în localitatea Kaubeuren din regiunea germană Schwaben, va avea loc cea de-a 21-a ediție a turneului internațional de fotbal pentru juniori, 4 regiuni pentru Europa. În cadrul acestei competiții, în fiecare an se întrec jucători cu vârsta de 16 ani, provenind din cele 4 regiuni înfrățite, județul Suceava, regiunea Cernăuți din Ucraina, Schwaben din Germania și Mayen din Franța. Județul nostru va fi reprezentat în Germania de o echipă formată din jucători de la liceul cu program sportiv Suceava. Delegația va fi condusă de directorul Ciprian Anton și antrenorii Andrei Itzko și Aurel Constantin și va fi formată din 16 jucători. Directorul liceului cu program sportiv Suceava, Ciprian Anton, a declarat la Radio Top că are mare încredere în echipă, mai ales că anul acesta a ocupat locul 3 în campionatul național și a ajuns până în sferturile Cupei României, unde a fost eliminată de Rapid. Noi punem foarte multă patimă, punem multă inimă în acest turneu, de fiecare dată vrem să facem o figură frumoasă și am mare încredere că anul acesta ne vom întoarce cu trofeul. Generația antrenată de Andrei Itzko este una foarte bună și mulți dintre juniori sunt aproape de a face pasul către o echipă de seniori, a spus Ciprian Anton. Potrivit acestuia, meciurile se vor disputa marți și joi, fiecare cu fiecare, și vor avea câte o repriză de 30 de minute. O singură dată a reușit selecționata Sucevei să câștige turneul 4 regiuni pentru Europa, în 2011, când competiția s-a desfășurat pe stadionul Arenii.
Când vine vorba despre mâncăruri savuroase, avem în minte imaginea maestrului bucătar care desăvârșește gusturi și arome spre desfătarea papilelor gustative. Șef Tudorel Creangă este invitatul de astăzi și vă propune o rețetă delicioasă, simplă și rapidă. Urmează Gătește și zâmbește! Astăzi vom găti o rețetă rapidă, iar alături de mine este un șef care este foarte iubit de suceveni și nu numai. Este vorba despre șef Tudorel Creangă, care și-a dedicat o parte mare din viața lui bucătăriei. 20 de ani de experiență. 20, aproape 20 de ani de experiență, da. Da, bine ai venit în bucătărie. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Spune-mi, te rog, ce ne pregătești pentru astăzi? M-am să merg pe rețetă rapidă, pentru că în ultima perioadă, din ce în ce mai mult, lumea spune n-am timp să gătesc, n-am timp să fac aia, și atunci o să facem o rețetă din mușchiuleț de pui, dar este partea din spatele pieptului, mușchiulețul cel mic, da? În stil chinezesc, care se face în maxim 7-8 minute, care se poate mânca simplu sau cu garnitură. Eu astăzi am să-l fac simplu, dar merge lângă el foarte bine ca și la chinezi, cu orez alături. Sau paste chinezești de orez, deci merg la fel de bine. Dar rețeta este scurtă, ingredientele sunt puține, par așa multe pe masă, dar ele sunt în stil minimalist. Între timp vreau să-mi povestești ce ai mai făcut. Am plecat din Suceava la Năsăud, într-o pensiune foarte faină, n-am să dau numele când nu pot să fac reclamă, unde sunt oameni faini, mi-a fost bine primit, unde avem un concept altfel în care, sincer vă zic, patronul meu n-a intrat în bucătărie decât de două ori. O dată să mă întrebe ce să fac și o dată să mă întrebe de ce am nevoie. Poate că ar trebui să învețe și alții din experiența ta. Da, nu, adică la el, după stilul lui de muncă, șeful este șef. El răspunde în fața celui care conduce hotelul de tot ce este în bucătărie. Și eu trebuie să vă mărturisesc faptul că pasiunea mea pentru gătit se datorează și lui șef Tudorel Creangă, care mi-a arătat foarte multe trucuri și pe lângă ceea ce știam eu din copilărie și ce am învățat așa din casă, de la părinți, de la cursuri, el mi-a fost alături și îi mulțumesc. Când s-a putut. Da, sfaturile sunt foarte valoroase și chiar și acum ne mai vorbim, ne mai consultăm și îți mulțumesc. Hai să vedem cu ce începem. Astăzi încep așa, cu puiul stil chinezesc. V-am zis, durează foarte puțin și avem pieptul de pui, adică mușchiulețul cel din spatele pieptului, mușchiulețul de pui, ceapă, usturoi, ardei iute, care, și ghimbir, care sunt nelipsite în bucătăria chinezească, vinul de orez, sweet chili, dar nu este cumpărat, este făcut. Nu știi că am o boală cu cele cumpărate. Da, și eu am așa. Singurul loc care a trebuit să-l cumpăr de aici a fost sosul de soia, că nu-l fac eu și nu știu să-l fac eu și nu pot să-l fac eu. Aici. Așa? Susan și vânăt. Apropo de sosul de chili, și mie îmi place să fac în casă treaba asta. Arată și miroase foarte bine. Poți să iei o linguriță să guști, să vezi. Când îl faci, mai să plângi, nu? Da, da, pentru că fac două elemente de asta, fac sosul chili și fac dulceață de ardei iute, amândouă odată. Uh-huh. Pentru că nu vreau să plâng de două ori în casă, plâng de o singură dată. Văd că ai tăiat pieptul. Am tăiat pieptul de pui. Fideluțe mai mari, da? Fideluțe mai mari, pentru că fiind mușchiulețul, ăla se gătește foarte repede. Îmi place foarte mult în bucătăria asiatică. În general, legumele sunt al dente, toate. Punem plita la încins, punem un pic de ulei. Ulei de floarea soarelui. Punem sarea la călit. La ceapă tot timpul sare și piper. Nu știu, sunt unii care, chiar dintre șefi, am văzut călind legume fără sare, fără piper. Îmi pare care rău. Este explicația pentru ce faci treaba asta? Orice legumă, inclusiv la ciorbă. Da? Dacă pui la ciorbă o legumă și nu o călești, nu-i dai sare, nu-i dai piper. În momentul în care mănânci ingredient, ai să vezi gustul sosului de lângă, este normal, iar leguma este nesărată sau n-are gust, sau e fadă. Am ales ardeiul capia de ce? E un pic mai aromat decât ardeiul gras. E mai proeminent în gust, chiar dacă nu are consistența ardeiului gras. Aici am nevoie doar de arome.
așa. Las ceapa să se călească un pic. Punem pieptul de pui. Alea eu le-am tăiat așa în afară. Din nou sare piper. Pentru că ce-am pus pe ceapă a fost foarte puțin. În general, chinezii gătesc, noi nu avem aici, dar chinezii gătesc pe wok, unde temperatura wokului este foarte mare, de-aia la ei rețetele sunt scurte, rapide, nu stai mult să te... Dacă îmi spuneai, pregăteam și wokul, că... A, acum lasă, că e bine așa, deci, cu sau fără wok. Acum toată lumea are, așa că încercăm exact, să... Exact, deci venim undeva aproape la... Să dăm varianta... Să dăm varianta românească, da. De-aia am și zis pui în stil chinezesc, pentru că puiul chinezesc are, se face doar la ochi. Deja începe să miroase foarte da. Bine. Vârtai tăiat ardeiul. Ăla vine înainte ardeiului gras. Trebuie să fugim de nu, 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 l-am în prealabil, l-am scos semințele. Punem un pic de vin de orez. Nu flambăm. Și lăsăm la foc cât se cuprinde carnea și ceapa și să se evapore alcoolul. Eu am folosit foarte mult vâne de albe pentru că au luat textură și au mai puține semințe. Am mai puține semințe, clar. Și la gust sunt mai proeminente decât vinetele. Lăsă-te un pic așa reticent la cei nou și vânătate da, așa albicioasă. Nu, nu, nu sunt. Oamenii nu. O evită, am văzut eu prin viață. Am făcut chiar salată din vâneta albă. Dacă aș fi avut rădăcină de ghimbir, l-aș fi pus de la început în ulei ca să-mi dea aroma la ulei. Dar așa, mi-a avut rădăcină, când am pus legumele, am pus și praful de ghimbir. Se adaugă sosul de chili și susanul, se amestecă bine, apoi se completează gustul cu 2-3 linguri de sos de soia. Rămâne un pic de sos. Dacă vrei să pui orez, pui orez și atunci sosul acela se va îngloba în orez. Dacă nu, poți să pui paste și la fel se va îngloba sosul în paste. Carnea este aproape făcută, mai durează un minut-două. La sfârșit de tot, după ce am oprit focul, că nu se poate mânca de chinezească fără usturoi și fără să fie... se mai poate folosi, dacă nu avem usturoi, se mai poate folosi la final niște lemon grass. Da? Așa. Dar dacă nu avem, dăm un pic de usturoi, cât să-l opărim cu carnea, o lăsăm 30 de secunde acolo, un minut, hai să vedem ce o să iasă. Și acum, montat. Foarte simplu, dacă aș fi avut orez, aș fi pus orez de jur împrejur și carnea pe mijloc, cu legume cu tot ce trebuie. Să aveți poftă! Aceasta a fost ediția de astăzi și vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Eu am aici cartea de suflet, cartea de bucate cu rețete rapide și minuturi ale... Aveți acolo o rețetă sau două în stilul ăsta, nu aceasta, dar sunt acolo câteva. Ale maestrului da. Tudorel Creangă. Și vă recomand să o luați și să o răsfoiți. Și îți mulțumesc pentru că ai venit în bucătărie. Eu îți mulțumesc de invitație și sper ca telespectatorii noastre să încerce această rețetă. Să aveți o zi bună! Și până data viitoare, gătește și zâmbește! Pa, pa! Știrile intermedii au ajuns la final. Urmează starea vremii, iar după o pauză de publicitate, subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune!
Hotel Ducat, cel mai nou hotel de 4 stele din stațiunea suceveană Gura Humorului, s-a deschis la începutul lunii august. Hotel Ducat se adresează atât segmentelor de leisure, grupurilor de incoming, dar și companiilor care doresc să organizeze un team building sau o ședință restrânsă. Hotel Ducat își propune să devină o destinație pentru Gura Humorului și un real etalon pentru segmentul de 4 stele. Partea de consultanță a fost asigurată de compania locală Kronstadt Hospitality Expert, care a preluat proiectul încă din faza de șantier și a oferit asistență privind poziționarea în piață, strategia de preț, integrarea sistemelor de gestiune hotelieră, dar și selecția și recrutarea personalului, trainingul acestora și standardizarea procedurilor de lucru. Poziționarea hotelului va fi de 4 stele plus. Tarifele vor varia la cazare de la 350 de lei până la 1000 de lei apartamentul pe noapte. Hotel Ducat este o construcție nouă, a cărei piatră de temelie a fost pusă în urmă cu 5 ani. Situat convenabil chiar în centrul orașului, hotelul dispune de 30 de camere duble, din care 3 perechi de camere interconectate și un apartament junior suite. Dorim ca fiecare oaspete să știe cu exactitate cum ajunge la Moldovița, Sucevița, Voroneț și orice alt obiectiv cu servicii integrate din punctul ăsta de vedere. Restaurantul cu note elegante de mobilare și motive tradiționale inserate în mobilier, în nuanțe de crem, dispune de 80 de locuri la mese. Meniul atent ales de șef Bianca Scurtu îmbină preparate locale cu selecțiile din meniul internațional. Bistroul, amplasat la parterul hotelului, este prelungirea zonei de lobby cu 35 de locuri și bar propriu. Această zonă se adresează și localnicilor care doresc să se bucure de atmosfera și ambianța locului, savurând o pizza, un burger sau un steak alături de prieteni sau familie. Am făcut o selecție atentă de vinuri care va deservi atât zona de restaurant cât și zona de bistro într-un mod diferențiat, în sensul în care am conceput să avem crame din zona Moldovei, Muntenia și Banat, dar și din Transilvania, astfel încât să se îmbine foarte bine cu meniurile pe care noi le-am gândit împreună cu bucătarul șef. Hotelul dispune și de zona de mini spa cu un jacuzzi, o saună și un cabinet de masaj care va îngloba terapii dintre cele mai cunoscute, precum masaj general parțial cu pietre vulcanice. Sala de conferințe cu o capacitate de 40 de locuri este locul ideal pentru întâlniri restrânse, astfel că ședințele și team building-urile cu activități interioare se pot desfășura într-un mod foarte productiv. Nu în ultimul rând, pentru localnici ne adresăm și ne vom adresa cu oferte speciale în ceea ce privește evenimentele private, botezuri, nunți, restrânse evident la capacitatea pe care noi avem în restaurant de aproximativ 100 de locuri. Investiția în Hotel Ducat este 100% din capitaluri proprii ale CR Învățământ Fălticeni, capital 100% românesc, și se ridică la aproximativ 5 milioane de euro. În fiecare zi a fost câte o provocare. Zilnic, săptămânal, lunar, anual, au fost fel și fel de provocări. Am creat pentru Gura Humorului 25 de locuri de muncă. Plus faptul că înnobilăm cu activitatea noastră, brandul de humor e cunoscut. Compania de consultanță va oferi asistență și în următoarele 6 luni după deschidere pentru a optimiza și a urmări buna desfășurare din punct de vedere operațional și al vânzărilor. Descoperire macabră între județele Suceava și Botoșani, în apropierea satului Siliștea Nouă din orașul Dolhasca. Vineri, la orele prânzului, o femeie a observat un pachet suspect lângă un lan cu porumb. Când s-a apropiat mai mult și a dat seama că este vorba despre o siluetă umană, împachetată cu scoci și abandonată pe câmp. Femeia a alertat poliția Tudora din județul Botoșani. La fața locului s-au deplasat polițiști din ambele județe, dar și un procuror criminalist. Deocamdată nu se știe identitatea victimei și nici modalitatea în care a fost ucisă, însă au fost demarate cercetări la fața locului pentru a se aduna cât mai multe probe care să ajute la elucidarea cazului.
Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a murit, iar un bărbat a fost rănit vineri dimineață după o coliziune între un tren de marfă și un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferată de pe raza localității Vicșani, comuna Mușenița. Din primele cercetări rezultă că autoturismul s-a oprit pe linie, iar cei doi din mașină au încercat să părăsească autoturismul pentru a se salva. Un motociclist fără permis a primit amenzi în valoare de aproape 18.000 de lei pentru că a circulat prin municipiul Suceava cu aproape 140 de km la oră și nu a vrut să oprească la semnalele polițiștilor. Oamenii legii au reușit să-l blocheze în condiții de siguranță, l-au identificat și au constatat că nu era sub influența băuturilor alcoolice. Instituțiile publice cu personalitate juridică de subordonare locală cu mai puțin de 50 de angajați vor fi reorganizate potrivit proiectului unui act normativ prezentat de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Dacă va fi aprobat, Teatrul Matei Vișniec și Crășa din Suceava vor trece în subordinea directă a Consiliului Local. Totodată, de la 1 ianuarie 2025, direcțiile județene de sport, cele de cultură, de sănătate publică, direcțiile sanitar-veterinare sau inspectoratele școlare vor fi transferate către autorități publice județene. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, anunță că din toamnă compania malteză Universal Air deschide zbor direct de pe aeroportul Suceava spre Israel, cu o frecvență de o cursă pe săptămână în regim de charter către Haifa. Plecarea va fi luni dimineața la ora 7 și returul duminică la ora 23. Zborurile sunt prevăzute pentru perioada septembrie 2023-mai 2024. 90 de pompieri români au plecat în Grecia vineri cu o aeronavă militară pentru a înlocui pe colegii lor. 4 dintre ei sunt de la ISU Suceava. Deplasarea pompierilor salvatori s-a realizat pe calea aeriană cu aeronave din cadrul Ministerului Apărării Naționale, iar durata misiunii este de 15 zile. A fi patriot nu înseamnă că nu ești pro-european, atrage atenția generalul în rezervă Silviu Predoiu, fost șef operativ al Serviciului de Informații Externe a României, prezent la ediție specială în studioul Intermedia alături de Sorin Avram. Pe de altă parte, accesul la suprainformare, mai ales când vine vorba despre surse neacreditate, cum sunt multe canale pe rețelele sociale, pot duce direct la dezinformare, atrage atenția fostul șef al SIE. Generalul Predoiu susține că nici spionajul nu poate face abstracție de aceste schimbări. Vocalista engleză Alice Armstrong a lansat un videoclip în care apar și secvențe din concertul de la Suceava. Este vorba de recitalul ei de la Suceava Blues Festival, care a avut loc între 7 și 9 iulie pe Esplanada Casei de Cultură. Videoclipul are deja câteva sute de mii de vizualizări. Alice Armstrong este una dintre cele mai promițătoare figuri ale bluesului britanic și a fost nominalizată anul acesta la 4 premii UK Blues Awards. Federația Română de Fotbal a anunțat programul meciurilor din turul 2 al Cupei României. Foresta Suceava va juca pe terenul Bucovinei Rădăuți, iar Șomuz Vălticeni va primi vizita divizionarei a doua, Ceahlăul Piatra Neamț. Meciurile se vor disputa miercuri 9 august de la ora 17.30. Echipa de fotbal sub 16 ani a liceului cu program sportiv din Suceava va participa la turneul internațional 4 regiuni pentru Europa. Ediția din acest an a competiției se va desfășura în Germania, la Kaufbeuren, și va mai reuni la start reprezentantele regiunilor Schwaben, Mayen și Cernăuți. Când vine vorba despre mâncăruri savuroase, avem în minte imaginea maestrului bucătar care desăvârșește gusturi și arome spre desfătarea papilelor gustative. Șef Tudorel Creangă este invitatul de astăzi, el la Gătește și Zâmbește și vă propune o rețetă delicioasă, simplă și rapidă.